Bună dimineața! Recuperarea după un accident vascular cerebral poate începe imediat după faza acută a bolii, imediat ce trombul a fost eliminat din vasele creierului la doar 24 de ore. Astfel, sunt șanse maxime să nu existe deficite. Accidentul vascular cerebral ischemic înseamnă că un vas din creier este blocat de un tromb. Porțiunea pe care o irigă nu mai primește oxigen și nici nutrienți. În cel mult 6 ore de la acest eveniment nedorit, medicii pot interveni optim să extragă trombul și să permită sângelui să recircule normal în creier. De ce timpul este vital? Intrăm în vasele creierului până la locul unde avem acel dop, acel embol, acel chiar de sânge, și să-l scoatem afară, astfel încât să dăm drumul la circulația sângelui și reperfuzia creierului. Sună foarte simplu, problema este să ajungă în timp util. Fereastra terapeutică, adică intervalul în care pacientul poate primi ajutor specializat ca să nu rămână cu handicap, înseamnă 4-6 ore de la apariția simptomelor. Ce pot observa apropiații? Vorbiți stâlcit, sau fața se deformează, sau apar amorțeli în mâini ori în picioare care nu dispar. După intervenția pe creier, e necesară recuperarea medicală, mai exact imediat după faza acută, în care o grupă de neuroni nu mai este irigată. De ce e necesară? Un lucru bun este că în momentul în care un teritoriu de neuroni este deficitar, de jur împrejur există un proces de neuroplastie care se activează. Adică creierul nostru încearcă prin neuronii care sunt în vecinătatea focarului de ischemie să preia sarcina celor deteriorați sau morți. De aceea, recuperarea medicală trebuie începută foarte rapid. Într-o primă etapă, mușchii sunt deficitari, apoi apare contractura musculară. Până se instalează contractura musculară, de fapt, este necesară recuperarea medicală, altfel apar dureri articulare. În plus, există incontinență urinară, incontinență la nivelul tubului digestiv. Nu numai funcția aparatului locomotor este afectată, de aceea este bine să fie preluat de un serviciu de recuperare. Până în 3 luni să facă recuperare pentru aceste aspecte. În 3 luni, creierul i-a ajutat să reînvețe ce a pierdut în timpul accidentului vascular cerebral. Vă aștept și mâine cu informații din sănătate explicate pe larg. Toate detaliile sunt pe știrileprotv.ro. La revedere!